Purceluși. Au fost odată ca niciodată trei purceluși mici și jucăuși. Într-o bună zi, au plecat în excursie ca să învețe să fie mai independenți. Toată vara au umblat prin păduri verzi și prin lungi pline de flori colorate, jucându-se și veselindu-se cât era ziua de lungă. Își vizitau prietenii și cunoștințele și născoceau noi jocuri și distracții. Când vara se apropia de sfârșit, iar soarele se ascundea mai repede în spatele norilor cenușii, purcelușii băgară de seamă că toată lumea se pregătește de sosirea toamnei ploioase și a iernii geroase, construindu-și adăposturi și adunând provizii. Când sosi toamna cea ploioasă, purcelușii ziseră că sosi timpul să se apuce de treabă, că de nu vor rămâne fără un acoperiș deasupra capului. Așa că hotărâre să facă trei căsuțe. Fiecare purceluș avea câte o idee despre cum să-și construiască locuința. Primul purceluș, care era cel mai leneș dintre toți trei, hotărâ că își va construi o căsuță din paie. Mândru nevoie mare, zise așa. O să-mi ia cel mult o zi de lucru, iar în restul de timp ce-mi rămâne, mă voi juca în voie. Nu e bine. Căsuța ta nu va putea rezista vântului puternic și ploilor, comentă unul dintre ceilalți doi purceluși. Purcelușul cel leneș nu ascultă însă de niciun sfat, ci făcu precum îl tăie cap. Cel de-al doilea purceluș, ceva mai harnic, decise să-și facă o căsuță din lemn pentru a-l feri mai bine de ploaie și nisoare. Începu să aducă din pădure fel de fel de crengi și bucăți de lemn de care avea nevoie la construcție. Timp de două zile munci bătând cuie la căsuța sa din stânduri. Purcelușul acesta, mândru nevoie mare de cât de repede ridică o minunată căsuță din lemn, se întoarse nerăbdător la joacă. Celui de-al treilea purceluș îi prea plăceau însă ideile celorlalți doi, așa că zise: căsuțele voastre sunt niște cocioabe. Nu vor rezista nici la cea mai mică adiere de vânt. Eu voi construi o casă atât de trainică, încât va rezista la toate viscolele și furtunile și pe deasupra mă va proteja și de lup. Timpul trecea, iar cel mai harnic dintre purceluși își zidea căsuța cărămidă cu cărămidă, săptămână de săptămână. Purcelușul își dedica tot timpul construirii casei, realizând planul său cu multă răbdare și perseverență. Își construi într-un sfârșit o căsuță trainică și confortabilă, cu o bucătărioară frumoasă și un șemineu mare. În plus, pe ușă montă un frumos bătător din argint. Își cumpără farfurii și crătitoare pentru ca în timpul iernii geroase să-și gătească mâncăruri gustoase. Amenajă și dormitorul cu un pat călduros, iar în casă puse canapele comode ca să poată primi fără probleme oaste. În tot acest timp, ceilalți doi purceluși o țineau numai într-o joacă și năzbui. Din când în când îl întrebau pe purcelușul muncitor: de ce te spetești cu munca așa tare? Nu mai bine te-ai juca cu noi? Purcelușul le răspundea așa: voi veni eu să mă joc cu voi, dar abia după ce voi termina treaba. Nu voi fi atât de nesăbuit ca voi. Și se dovedi mai târziu că purcelușul care își dedică mai tot timpul construirii casei avuse dreptate. Încă era toamnă, iar în jur era frumos și plin de culoare.